Bine v-am găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Focus. Astăzi vom vorbi despre fenomenul care ne interesează pe toți. De ce? Pentru că vorbim despre fumat. Se pare că societatea se împarte în două categorii sau două părți. Cei care consumă tutunul și cei care nu-l fac, nu fac lucrul acesta. Și Sigur că subiectul pe care astăzi vom discuta cu ce se va deosebi de multe subiecte care le avem noi în societatea noastră legate de fumat. Însă astăzi vom încerca să răspundem la întrebări mai serioase. De ce fumatul de astăzi este o problemă în societatea noastră și cum poate fi ea soluționată? În platoul misiunii noastre de astăzi, invitata specială este Domnia sa, Erica Bălașă, studentă anului 6 la Universitatea de Medicină de Stat din Republica Moldova, Chișinău. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Evident, Erica, pentru faptul că noi suntem astăzi, știu, aproape de evenimentele care sunt legate de fumătorii în societatea mondială, se pune accentul, mai ales că organizațiile naționale și internaționale ale sănătății, cu siguranță pun accentul pe fenomenul acesta sau pe deprindere, pe viciul, alții numesc viciul, care se numește fumatul. De ce este atât de important să discutăm despre acest fenomen? Care se numește fumatul? Foarte bună întrebare. Într-adevăr, fenomenul fumatului se discută și la talie Mondială, și chiar pe fiecare pachet de țigări scrie că fumatul dăunează. Nu este o problemă de informare, cât este o problemă de conștientizare. Oamenii cunosc că fumatul dăunează, dar nu cunosc de ce fumatul dăunează și care sunt subtilitățile din mecanisme și din din metoda prin care fumatul dăunează asupra sănătății. Iată, pe subiectul acesta aș dori să punem accentul astăzi. În sigur, atunci când în secolul 16 marinarii lui Columb au adus totunul în Europa și acesta s-a răspândit, se pare că, sigur că au adus mai multe lucruri, dar una dintre acestea, fumatul. De ce el s-a răspândit? De ce în perioada aceasta, eu știu, până hai să zic așa, civilizația modernă, fumatul era considerat bun. Fumatul, deși noi cunoaștem care dezavantaje, dar atunci când fumătorul ia țigara în mână și începe să fumeze, observă anumite avantaje. Aceste avantaje sunt cumva iluzorii, dar pentru fumător ele sunt reale, pentru că el le trăiește. Avantajele care le simte fumătorul Spuneam că sunt o iluzie din cauza că fumătorul simte o liniște atunci când fumează. Se spune că țigara calmează. Dar, de fapt, țigara ce face? Calmează dorința de a fuma. Calmează uh, dorința aceasta după setea, după nicotină. Dar, uh, de fapt, ea nu calmează, pentru că atunci când omul este în stres crește frecvența cardiacă și apare vazoconstricție prin creșterea tensiunii arteriale. Același lucru se observă și la persoanele care fumează. După ce ai fumat o țigară, la prima vedere îți pare că ești calm. Dar, de fapt, frecvența cardiacă crește și tensiunea arterială crește, ceea ce demonstrează că organismul este într-un stres. Probabil că oamenii nu înțeleg detaliul acesta și văd doar partea avantajoasă. Și din cauza aceasta, țigara o a căpătat o, o utilizare mai largă. Știu că în sfârșitul secolului XIX, chiar și începutul secolului XX, medicină oficială, iar dumneavoastră, sigur că sunteți studentă și finalizați deci licența în medicină, spunea că e benefică. Chiar e benefic tutunul și ar trebui, pentru că este pentru sănătatea plămânilor, știu, pentru tratamentul anumitor maladii Uh, uh, pulmonare. Am să scot probabil gunoiul de sub preș că medicina modernă a demonstrat foarte multe lucruri care medicina anilor 90 sau 80 le spunea, dar le spunea greșit. Uh, de ce s-a făcut afirmația aceasta? Probabil totul avea un substrat financiar. Se spunea și despre zahăr care are beneficii, se spunea și despre alcool și despre siropul cu alcool pentru copii care au dus la moartea sute și mii de copii. Tot se promova ca un lucru benefic, când de fapt lucrurile astea erau promovate doar din cauza că cineva avea interes financiar. Chiar și laptele se promova ca, un, ca o substanță care are efecte miraculoase, care întărește oasele, dar de fapt laptele are cu totul alte efecte în organism, scoate calciu din organism, ceea ce lumea nu prea cunoaște din cauza că atunci s-a făcut așa o reclamă bună la toate produsele astea, printre care și tutunul, s-a făcut o reclamă atât de bună, au încercat să fie convinși oamenii că, iată, produsele acestea sunt bune, produsele acestea întăresc sănătatea, fortifică sistemul imun și toate celelalte beneficii. Dar, de fapt, toate substanțele astea erau doar pentru beneficii financiar al cuiva. Adică vreți să spuneți chiar și tutunul a intrat în interesul comercial, exact a cuiva. Exact. Bine, și până la urmă, chiar dacă înțelegem că omul nu se naște cu eu știu cu țigarea în gură și evident că multe și alte lucruri nu le are, dar pe parcursul vieții le câștigă, le ia, le, îi vin ca, știu, ca viciu, mai târziu sigur că devin ca vicii în practica pe care o au ei. În schimb, dacă vorbim despre tutun, evident de ce, de ce totuși oamenii nu știu când se apucă, pentru că statisticile se diferă și când apare fenomenul acesta în viața omului. Dacă înainte se pune accent, mă rog, țin minte anii 70, știu, 80, majoritatea fumătorilor erau de sex masculin, acum e foarte greu să faci o statistică pentru că ai impresia că sunt în egală măsură atât bărbații cât și și femeile fumează. Păi, mi-aduc aminte, în trecut, sigur că multe lume fuma. Întrebarea, de ce? Oare a fost efectul, eu știu, reclamii sociale? Problema reclamii sociale? Dacă tu fumiezi, ești, eu știu, un fel de macho? Foarte bun accentul. Într-adevăr, omul se, naș se naște nefumător, dar devine fumător pe parcurs din cauza că vede anumite beneficii în țigară. Care... Mulți, într-adevăr, considerau că a fuma este macio și este plăcut și dacă nu fumezi, ești mai prejos decât ceilalți. Și într-o perioadă chiar era foarte la modă să, să stai la colț de școală și să ții o țigară în tridegite, parcă, parcă erai cel mai super din, din toată școala. Înțeleg, Dar... e o senzație de un fel de rebel, un fel de știu, da, exact. revoluționar, exact. un fel de a fi altfel, un non-conformism și până la urmă probabil că e greșit. Exact, majoritatea fumătorilor au început de fapt a fuma la perioada adolescenței până la vârsta de 20 de ani încep majoritatea fumătorilor, dar problema este că dacă totul începe cu situații socială că vor să atragă pe cineva sau vor să încadreze într-un anumit grup social problema este că pe parcurs substanțele din țigară în special nicotina produc așa un fenomen de dependență că îi doresc să scape de țigară dar deja nu mai pot, chiar dacă poate împrejurările sociale s-au schimbat și în cazul ăsta, cum, cum acționează țigara? Omul dorește să în subconștient omul dorește să țină țigara aproape și o asocieze cu alte evenimente sociale. De exemplu, poate să o asocieze cu un anumit cerc de prieteni sau poate să aibă obiceiul ca de fiecare dată când privește televizorul să fumeze o țigară sau poate de exemplu să asocieze țigara cu cafeaua de dimineață, și cum se trezește, începe să uh, consumi cafeaua și să fumeze sau după fiecare alimentație asociază țigara. Um, dependența asta de nicotină, pe care omul nu o înțelege conștient, dar subconștient, îl face pe om să caute argumentare pentru de ce să folosească țigara. Și chiar dacă toate lucrurile au început cu parcă într-o glumă, parcă într-o joacă, dăm și mie o țigară să văd cum este, sau hai să, să impresionez și eu pe cineva, e bine, lucrurile astea ajung pe la vârsta de 40-50 de ani să vrei să scăpi de ele și să nu poți. Și problema, într-adevăr, nu este cu Problema cea mai mare nu este atât nicotina în sine, cât faptul că noi, persoanele fumătoare, asociază dorința aceasta de a fuma nicotina cu anumite evenimente sociale. Pentru că, până la urmă, fumatul este 80% un, o deprindere, un viciu social, și doar 20% un viciu fizic. Adică, vreți să spuneți că. Uh este o gândire socială asociativă sau eu știu stereotipică deci dacă e o gașcă cumva sau dacă este un grup anumit de oameni și în mod special până la vârsta de 20 de ani când, eu știu, personal, este stabilirea, este formarea personalității și unde se afirmă orice personalitate, orice ființă, eu știu, fie de parte bărbătească, fie a, a, feminină. Evident că a, în gândirea aceasta stereotipică, dacă sunt parte din societate, atunci trebuie să practic anumit, anumit, știu, anumite practică sau, eu știu, legat de fumat. Evident că în societatea noastră este nevoie de mai multă eu știu, iluminare sau gândire în privința acesteia. Chiar dacă este informat și pistrițează, știu, informațiile legate de fumat și chiar și în programe anumite televizate, chiar se pun, știu, anumite filtre pe țigări, pe fumat, pe, pentru ca nu cumva să stimuleze, dar cu toate acestea, acestea au fost făcute deja și țigara este prezentă, a impresie, pretutindeni și oriunde n-ar fi. Dacă există vreo societate de oameni, dacă există vreun produs televizat, neapărat să undeva pe acolo se arată cum oamenii chiar practică, eu știu, fumatul și prin aceasta dă un exemplu. Nu v-ați întrebat niciodată sau n-ați găsit vreun studiu unde să demonstreze de ce copiii sau tinerii, adolescenții, încep să fumeze. Oare înțeleg ei pentru că nu au dependență de fumat? De ce pun mâna pe țigară? De ce fac lucrul acesta? De ce, știu, conduita lor sau problema sau aspectul behavioristic al lor îi face ca să, să pună mâna pe țigară? Cred că ar fi două motive primordiale. Unu, societatea, pentru că microgrupul lor de prieteni are obiceiurile acestea, iar al doilea motiv ar fi curiozitatea. Chiar și eu am avut ocazia cândva să încep a fuma. Uh, fiind pe la vârsta de 16 ani, mergeam cu o prietenă pe stradă și am găsit un pachet de țigări și avea țigări înăuntru. Și hai să luăm. Uh, Aveam îndoială și am încercat tot să o conving pe colega că totuși hai să lăsăm acolo undi unde este, dar eu am spus: "Nu, hai să luăm, hai să încercăm." Și s-a finisat toată experiența asta cu un puf din partea colegii și a spus că nu, nu-mi trebuie. Dar știu că prietena colegii mele a trecut printr-o experiență similară, a găsit un pachet de țigări pe stradă, a vrut să încerce, l-a luat, a fumat un puf, al doilea, al treilea și s-a finisat experiența asta prin două luni de fumat. Ea este fată și pentru fete, pentru femei, pentru domnișoare, nu este bine să fumeze nici măcar o zi. De ce? Din cauza că ovulele, care sunt și materialul genetic pentru viitorii copii, sunt prezente la femei din momentul conceperii femei, adică încă când încă din perioada când fetița este în burta mamei, ea deja are materialul genetic pentru urmașii săi. Și dacă fata, domnișoara, adolescenta fumează, acest efect negativ va influența asupra materialului genetic și consecințele pot fi duse chiar și dacă aceasta a fumat doar o perioadă scurtă. Șansele ca după două luni de fumat să aibă copii cu anumite patologii din cauza acestei perioade sunt destul de mici, dar totuși sunt prezente. Un lucru diferit este pentru bărbați. Spermatogeneza la bărbații are o durată de aproximativ 60 de zile. Prin urmare, dacă un bărbat este fumător și dorește să aibă copii sănătoși, să nu se gândească că gata e sfârșitul pentru, pentru mine și pentru generațiile următoare. Poate să renunțe la fumat și să țină o perioadă de minim 60 de zile de, de abstinență de la fumat și de la consum de alcool și de la alte substanțe și astfel el o să aibă măcar o să aibă o șansă mai mare ca următorii descendenți să fie sănătoși. Deja dumneavoastră ați intrat într-o argumentație medicală, pentru că înțeleg, sunt studente ultimul an la medicină, știți, problema pe care o înțeleg eu în societatea noastră nu este atât de mult legată de informare. Prin faptul că și aceasta convinge și ulterior aș fi vrut ca dumneavoastră să ne vorbiți mai mult pentru cei care ne privesc și ne ascultă. Cu toate acestea, evident că a fuma prezența, eu știu, țigării în societate este datorează faptului că se emite, pentru că copiii sau adolescenții încep să emită narativ, ei văd pe cineva nu fumează. Chiar dacă părintele zice, băi, să nu fumezi, dacă fumezi, dacă te prind fumând, mm. vei fi pedepsit, dar cu toate acestea copilul nu învață din ceea ce uh, îi se spune, ci învață din ceea ce vede și dacă ved pe maturi cum umblă cu țigările și evident că fumează pe la colțuri sau unde se nimerește și ea fumează pe toată lumea, fie în, în stradă, mai rău în casă, evident că probabilitatea că urmașii tăi sau copiii tăi te vor imita, evident, chiar dacă părinții acestor adolescenți nu fumează, dar învață de la ceilalți de la alți părinți, de la alți maturi. Și lucrul acesta evident că este prezent în societatea noastră. Eu știu, legislația încearcă cumva să rezolve problema asta. Însă, ce ar convinge cel mai mult pe tineri, pe vârstnici, să renunțe la fumat? Eu am întâlnit mulți care spuneau așa, eu oricând am să le și oricând nu le păda. Ce ar convinge, după părerea noastră? Bună întrebare, și destul de grea. Uh, Mi-ați amintit de un, uh, un citat pe care îl spunea unul din președinții Americii. Spunea că a renunțat la fumat este foarte ușor. Eu am făcut asta deja de mai mult de o mie de ori. <laughs> um, a nu fuma este altă problemă. A nu fuma, da, exact altă problemă. Cred că exemplul personal, într-adevăr, are un impact asupra celor din jur, în special asupra copiilor. Și mi-ați amintit și de o altă experiență, de data asta nu a mea, a altei persoane. Povestea că, cu vreo 20 de ani în urmă, când era în școală, am mers la baia școlii și acolo era un băiat care fuma. Și fiindcă vestea se duce repede, un profesor a aflat și a venit repede să-l oprească pe băiatul ăsta din, din a fuma. Și l-a scos afară din, din baie și, da, profesorul ăsta avea și el obiceiul ăsta, patima asta fumatului. Și în timp ce fuma, fără să-și dea seama că el fuma, îl lovea pe băiatul ăsta și spunea băi, să nu mai fumez! Băi, să nu mai fumez! Și toată școala a râs din momentul ăsta și să știți că după evenimentul ăsta, parcă ar părea că din cauza că a fost pedepsit cineva pentru fapt că fuma, ar trebui să scadă rata de fumători. Dar, de fapt, după evenimentul ăsta, din cauza exemplului negativ al profesorului, rata de fumători a crescut. Și, cu părere de rău, nici profesorul nu a avut un final chiar fericit, chiar un final destul de tragic. Era atât de dependent de, de țigară, atât de dependent de nicotină, că acesta a fumat și noaptea, s-a trezit noaptea, a fuma, a dormit în timp ce fuma și țigara a căzut și a aprins patul în care era. Un, un final tragic și un, un exemplu pentru, pentru copiii care la început au crezut că, băi, dacă profesor fumează, pot și eu. Dar când au văzut finalul acestui profesor, cu siguranță că s-au gândit, totuși trebuie să mă gândesc de mai multe ori înainte de a lua țigara în mână. Pe pachetele de țigări spune, fumatul dăunează. Fumat produce impotență, fumatul crește riscul de cancer, fumatul produce diferite alte efecte, dar oamenii probabil nu înțeleg și cât de aproape evenimentul ăsta pentru ei, pentru că nimeni după prima țigară nu o să aibă impotență, cancer sau chiar și tantura afectată, dar fenomenul ăsta vine lent și atunci când ceva se întâmplă lent, tu te obișnuiești cu asta. De asta e bine ca periodic fumătorii să, să se informeze cu privire la... E, Efectele nocive, chiar din punct de vedere medical, pentru că atunci când spui doar uh, fumatul produce, de exemplu, cancer, te gândești ei, dar nu la toți, nu o să mi se întâmple mie asta. Dacă afli că rata de, de cancer la persoanele fumătoare este de 90%, uh, n-am formulat corect, uh, 90% din cei care au cancer pulmonar sunt fumători. Când afli de detaliul ăsta, iată atunci uh, are un impact asupra ta. Și un detaliu interesant este că fumătorul are o durată de viață mai scurtă cu 2,5 până la 10 ani. Prin urmare, atunci când iei țigara în mână, e bine să conștientizezi faptul că nu tu fumezi țigara, dar ea te fumează pe tine. Acesta ar fi probabil argumentul de cea mai mare greutate că cu fiecare țigară îți scurtezi durata de viață și gândește-te că peste ani ai vrea poate să-ți să, să vezi copii căsătorindu-se, să ține pot în brațe, dar nu o să poți face asta din cauza că tu nu o să fii acolo. O să vrei să te bucuri de momentele astea, dar tu nu o să te poți bucura de ele pentru că fie o să fii pe patul de moarte, fie deja nu o să mai fii. Și în momentul ăsta trebuie să stai un pic și să conștientizezi că totuși viața noastră este scurtă. Și dacă noi facem lucrurile care încă scurtează mai mult viața noastră, cu câți ani rămânem de fapt? Câți ani ne rămân ca să trăim o viață calitativă alături de persoanele dragi? Ascultând pe dumneavoastră, înțeleg că mi-am dat seama despre faptul că nu știu de ce, dar în societate mai mult sunt prezente exemple negative. Deci persoane care fumează eroi sau, eu știu, eroi din societate sau, eu știu, cine sunt televizat, televizate și tot puține, tot mai puține sunt exemple pozitive, adică în sensul, exemple unor eroi care nu fumează, care nu practică fumatul. Mai des vezi fumători, nu știu de ce, așa se întâmplă că mai des vezi fumători, pentru că e straniu, sigur, că într un grupă de, o, -o grup de, de, de persoane, de ființe umane, la un moment dat se ridică un fum și e sigur că le atrage atenția. Cine fumează? Cine face? Cine scoate fumul acesta? Pentru că e straniu decât exemple pozitive, în sensul că cele care vorbesc despre faptul că e bine să nu fumeze. De ce? Pentru că exemple negative, da, mi-ați zis, ați prezentat, dar sunt și exemple pozitive. Uite, probabil că. Iar în societatea noastră, aceste exemple nu sunt atât de popularizate. Se consideră pur și simplu o normă. Pe când și fumatul, la fel, devine un fel de normă. Credeți că ar trebui să se vorbească mai mult de exemple pozitive? Știți de ce întreb? Pentru că în fața mea stă o tânără, studentă, la facultate și sigur că din generația și colegii, colegele domniei voastre, evident că sunt și de o parte și, și fumători și nefumători. Și atunci când în emisiune vine cineva și spune despre fumul de țigară sau despre fuma, despre acest viciu, din generația tânără, este un lucru interesant. Sunt exemple pozitive. Se vorbește oare despre aceasta? Despre cât de bine este să nu fumezi? Probabil că se vorbește de mai puțin. Mai puțin. Deși rata de fumători este în scădere, totuși societatea noastră, da și noi, vedem mai mult lucrurile negative. Dacă din 10 oameni dintr-un grup, cum ați spus, unul fumează, o să atragem atenția la acel unul care fumează, Problema nu este numărul de fumători, cât atenția care o primesc ca acești fumători. Dacă ar fi să dau un exemplu din persoanele care, care au fost niște eroi pentru mine ce țin de obiceiurile sănătoase, ar fi tatăl meu. Tatăl meu n-a fumat niciodată în viață și a fost și un exemplu pasiv pe care mi l-a transmis faptul că el nu a fumat m-a făcut ca la nivel de subconștient sau chiar conștient să înțeleg că viitorul meu soț nu va fuma. Și asta este un lucru de greutate mare, pentru că de ce în trecut se, se fuma? Unul dintre motivele sociale pentru care se fuma era ca să, să atragă fetele, să arate mai macio, să, să aibă bărbații, băieții, să aibă um, un o trăsătură în plus care să atragă fetele. Și atunci când părinții noștri dau un exemplu prin nefumarea lor, se schimbă mentalitatea asta și fetele încep să caute băieți care nu fumează. Și atunci când îi spui la unul, uite, tu ești bravo, da, ai un viciu, fumezi și eu nu caut asta într-un partener de viață, atunci el stă și se gândește, Măi, dar într-adevăr, ăsta e un viciu. Și începe a conștientiza că ăsta, de fapt, este un viciu, pentru că primul pas în renunțarea la fumat este conștientizarea că ăsta este un viciu. Și faptul că Tatăl meu mi-a dat un exemplu bun. Va, va influența decizia asta mea și probabil prin decizia asta mică voi influența cumva societatea și poate prin faptul că voi influența societatea se va influența și uh, percepția la nivel global. Totul se face prin pași mici. Erica, uh, dumneavoastră ați influențat pe cineva? Pozitiv? Cu siguranță. Uh, ce ține de fumat... Uh, am vorbit cu cineva chiar recent despre fumat. Era un coleg care era prima lui zi în care o luat țigara electronică. Și l-am văzut și am spus, nu știu că fumez. Și el spune, păi nu fumez, de fapt am luat să încerc așa două, trei zile cât sunt în perioada asta de stres cu examenele. Și am încercat să-i spun, da, tu știi că are efecte negative, tu știi că uh, produce cancer, tu știi că produci impotență, tu știi că produci dantură, o schimbă și produci carii. Spune, da, știu că era tot student la medicină, dar eu vreau doar pentru câteva zile, cât sunt stres, cât să mă calmeze și după asta am să renunț. Ceea ce nu știam atunci este faptul că țigările electronice au aceeași substanță nicotina, exact ca și țigările simple, clasice. Și un lucru mai rău este faptul că un singur puf din țigară electronică oferă mai multă nicotină decât o țigară clasică și această nicotină ajunge mai repede la creier decât uh, nicotina care o iei dintr-o țigară clasică pentru că temperatura este mai mare, vaporii sunt uh, altfel și uh, respectiv substanța asta ajunge mai rapid la creier. Prin urmare, cantitatea asta mai mare de nicotină care o iei per puf produce o secreție mai mare de dopamină și asta produce un, uh, o recompensă mai mare, te simți mult mai bine, te simți mai plăcut, mai, mai calm la prima vedere, chiar dacă ai tahicardie și creșterea tensiunii arteriale. Și în cazul ăsta persoana are iluzia că lucrurile merg bine și este calm și are o putere și concentrarea este mai mare, dar de fapt tot ceea ce se întâmplă este creierul să obișnuiești cu nicotina, și atunci când primești nicotina secretă dopamină și atunci când nicotina începe să se elimine din organism după 3-4 ori, când timpul din jumătățire deja aș face efectul, tu vrei altă țigară și atunci ei altă țigară și o fumezi și iarăși ești puternic, ești cu o capacitate de concentrare și ai o memorie mai bună și după 3-4 ore iarăși ai nevoie de nicotină și tu nu-ți dai seama că intri într-un cerc vicios. Pe lângă nicotina care este în țigara electronică, mai sunt multe alte substanțe care produc gustul ăsta plăcut. Substanțele astea sunt periculoase, dar noi nu înțelegem suficient cât de periculoase sunt și ce efecte au. Pentru că totuși Țigara electronică este o metodă de fumare care s-a introdus nu de mult și ea se promovează între adolescenți. Și adolescenții au o sănătate mai puternică, adică efectele nocive apar mai tardiv, dar și studiile nu sunt făcute suficient. Dar știm că substanțele acestea produc lezarea peretelui endotelial al vaselor de sânge produc uh, distrugerea căilor respiratorii prin faptul că acolo produc uh, metaplazii diferite, adică schimbă țesutul pulmonar dintr un fel de celule schimbă alte celule ca să fie protejat. Uh, de asemenea uh, Țigara electronic produce și distrugerea celilor care sunt responsabili de eliminarea substanțelor toxice și a muxului din plămâni. Și atunci când acești cili sunt distruși, nu mai poți să elimini fumul ăsta nociv. Sau chiar când faci o infecție, nu mai poți să elimini muxul atât de ușor. Și în cazul ăsta, efectele sunt de lungă durată și urmează încă să studiem efectele nocive ale vaping -ului. N Ați atins un subiect foarte interesant, pentru că cineva poate zice că, știi, nu fumez țigară, pentru că fumul, da, poate să aducă multe lucruri, pentru produsul acesta, multe produse de ardere, știu, care intră în plămâni, dar iată cu vapori. Vaporii sunt benefici. La un moment dat, chiar medicii recomandă să ia niște, eu știu, niște băi cu vapori, să inhalezi, că cumva ceva benefic aduce, eu știu, plămânilor. Acum, sigur că țigara cu vapori sau vaporul care despre care ați vorbit, dumneavoastră, și uh, e la modă, după cum înțeleg eu, chiar e în vogă la ziua de astăzi. Da, deși. Care, care, de ce el? Și deja ați început să spuneți despre lucrurile negative despre acestea. De ce una nu e bună, nici alta nu e mai bună? Deși la început vaping-ul sau țigările electronice au fost scoase pe piață ca ca o metodă de înlocuire a țigărilor clasice, cu scopul ca oamenii să le fumeze un timp și după asta să se lase mai ușor de țigările clasice. cu timpul oamenii care le produceau au observat că chestia asta aduce venit. Și deși la început ele erau fără gust, dar treptat s-au introdus diferite arome, de di ciocolată, de scorțișoară, de di diverse alte arome care sunt plăcute la gust. Și din cauza că ele au fost promovate ca o metodă mai sănătoasă ca o alternativă pentru fumat, adolescenții tineri repede au prins gustul de, de vaping și au început să le folosească. Și o perioadă chiar chiar se promovau ca o metodă sănătoasă de a fuma, totuși să nu uităm că în țigara electronică sunt multe substanțe, nu doar carcinogene, dar substanțe care încă noi nu le înțelegem, substanțe a căror efecte noi nu le cunoaștem, dar s-a demonstrat deja că vapingul are efecte nocive. Și dependența de la vaping, dependența de la țigara electronică este mult mai mare decât de la țigările obișnuite. Mai este un detaliu care, care face țigara electronică mai plăcută pentru om. Nu doar că creierul asociază primirea asta de doză de nicotină cu, cu dopamina și cu senzația asta de plăcere. Dar gustul în sine este un lucru atât de simplu. Gustul plăcut al țigării tot produce anumite fenomene în creier și tot produce niște căi de rewarding, de, de recompensă. Pentru că atunci când tu fumezi o țigară, de exemplu cu aromă de ciocolată, asociezi senzația plăcută a consumului de ciocolată cu senzația plăcută care ți-o dă nicotina. Și de fiecare dată când, de exemplu, o să vezi ciocolată sau o să ciocolată, nu o să ai aceeași plăcere ca atunci când fumezi o țigară cu ciocolată, pentru că ciocolata simplă nu o să aibă nicotină, o să aibă zahăr, o să aibă alte substanțe, dar nu o să aibă nicotina asta care produce senzația asta. Și un lucru iarăși negativ este că din cauza că nicotina produce o secreție a unei cantități mari de dopamină, atunci când consumi lucruri care produc o secreție mai mică de dopamină, de exemplu, chiar și ciocolata sau o sau un burger sau fructe sau o salată gustoasă, secreția de dopamină o să fie în cantitate mai mică și ele nu-ți vor mai aduce plăcere. Sau, de exemplu, dușurile reci, tot produc o secreție de dopamină. Dar nu o să mai fie aceeași plăcere. Sau sportul, o să pierzi interesul în sport, pentru că, bine, nu e o, nu e o idee generalizantă, poate cuiva oricum o să -i rămână preferințele sportive, dar atunci când vei, te vei ocupa cu sportul, nu vei mai avea aceeași plăcere ca atunci când fumezi o țigară electronică sau chiar și o țigară clasică, pentru că cantitatea de dopamină secretată va fi în cantități mai mici decât atunci când fumezi o țigară. Vorbeam cu cineva și îmi povestea experiența proprie că era un fumător înrăit de țigări clasice și ca să scape de acest viciu s-a apucat de vaper și uh, a constatat faptul că peste undeva o săptămână două a început să expecteze, știu, toate acumulările care le au avut uh -huh. el din uh, uh, cu țigările clasice, de fumul care intra în plămâni, începea să expectoreze știu niște mucozități tunecate și se bucura că se curăță uh, plămânul. Lucru pe care, cu siguranță, cred eu acum, având informația aceasta, nu conștientiza, este faptul că faci, adică nu se tratează, nu treci într-o etapă, ci mai mult se leagă de, un alt fo, de altă formă de, de, dependență. Deci mă refer acum de aburi. În plus la asta înțelegeți că în societatea noastră, chiar dacă fumează cineva vape, zice, domnule, sunt aburi să aromatizați, care e problema? Deci, chiar plăcut pentru cei care sunt alături. Și aici aș fi vrut să vă întreb: ce ați fi spus un astfel de persoane care trec de la o formă la alta? Probabil că colegul dumneavoastră a avut o concluzie corectă, de fapt. Atunci când o persoană hai să, să, luăm ca exemplu un plămân. Deci în mâna dumneavoastră e un plămân micuț. Da, e un plămân. Ca o mostră. Micuț, micuț. <coughs> Atunci când o persoană fumează țigări clasice, au loc niște modificări asupra arborelui bronșic. Iată, am să iau așa. Aici este un o... detaliu arborelui bronșic. Um, țigarea clasică are și alte substanțe pe lângă nicotină, care produc niște efecte anume la nivelul arborului bronșic. În interiorul arborului bronșic avem epiteliu, adică mucoasă, cum avem în cavitatea bucală, doar că altfel de celule, tot așa avem și în arborul bronșic. Și pe suprafața acestor celule sunt cili, se numesc cili vibratili și acești cili, spuneam de ei și mai devreme că au responsabilitatea de a elimina uh, toxinele, de a elimina mucusul din căile respiratorii și atunci când uh, când se fumează țigara clasică acolo sunt două substanțe care produc anumite efecte. Una produce paralizie acestor cili, ei pur și simplu nu se mai pot mișca iar alta îi distruge îi face tot mai scurți și mai scurți până ei pot să dispară pe unele locuri din cauza că acești cili fie sunt imobili, fie sunt distruși, nu se elimină nici mucusul, nici substanțele toxice din plămâni. Și chiar atunci când se face o infecție, de exemplu, virală, din cauza că se acumulează aici mucus, se poate produce și o suprainfecție bacteriană și omul poate să aibă complicații mai mari de la o infecție simplă, de la o gripă simplă, poate să ajungă la o pneumonie gravă cu, cu anumite bacterii. Dar atunci când se fumează vaping, da, efectii sunt la nivelul celilor, dar sunt mult mai mici. Și probabil că la persoana dată, într-adevăr, ceilii începeau să-și capete din funcție. Și cei ăștia începeau să elimini mucusul și toate substanțele care se acumulau în, în căile respiratorii. Cam două săptămâni e suficient ca ceilii să înceapă să-și capete funcția. După ce o persoană renunță la țigările clasice, organismul începe să se repare și să se vindece. Și chiar unele persoane pot să aibă un proces de vindecare complet. La 15 ani după renunțarea la fumat, practic toate, toate complicațiile sau riscurile se, se dau la zero. De fapt, nu la zero, dar se dau la nivelul la care ar fi și o persoană care, care e nefumătoare. Dar de ce la prima vedere parcă a făcut un lucru bun, că a dat țigara clasică pe țigara electronică și iată că plămânii se regenerează, plămânii elimină substanțele astea și mucusul parcă a făcut o decizie bună. Dar de fapt, cum spuneam, sunt substanțe în țigara electronică care produc și alte efecte nocive, care pentru noi sunt încă necunoscute. Da, are și efecte asupra celor, dar foarte mici și nu toate. Un lucru interesant cu țigara electronică, fiecare țigară are arome diferite și fiecare aromă este o substanță chimică aparte care produce efecte diferite asupra organismului. Cineva poate să fumeze o țigară electronică și să ajungă pe patul de moarte, cum, cum, a fost și în trecut din cauza lui o singură substanță care provoca leziuni pulmonare atât de grave, încât copii de 16 ani ajungeau în terapie intensivă și chiar decedau din cauza asta. Dar s-a observat fenomenul ăsta negativ, s-a studiat din cauza cărei substanțe și ea s-a eliminat din țigările electronice. Dar sunt alte Substanțe pe care noi nu le cunoaștem atât de bine, a căror efecte încă nu ne sunt cunoscute pe deplin. Și atunci când le vom descoperi, cu siguranță că oamenii care, care fumează țigări electronice vor dori să renunțe la fumat, pentru că cu siguranță că vor fi convinși de dovezile științifice. Dar deja dependența asta de nicotină va fi atât de puternică încât va fi dificil de renunțat. De asta cel mai bine este. În primul rând să nu fumezi, dar și dacă fumezi, încearcă să renunți. Pentru că, totuși, nicotina nu este o substanță atât de, atât de strașnică cum o, cum o facem noi acum să suni. De fapt, nicotina are o perioadă din înjumătățire foarte rapidă. În 4-5 ore, jumătate din cantitatea, inhalată sau care nimerește în sânge este eliminată afară, prin urmare și efectul ei dispare. Iar cealaltă jumătate poate să fie eliminată pe o perioadă de câteva zile și organismul, cu cât mai tânăr este, cu atât mai bine se regenerează, cu cât mai devreme renunță la țigară, cu atât mai mari șansele ca organismul să se însănătoșească complet. Chiar și dependența asta de nicotină care se face prin sistemul ăsta de recompensă, ea poate să, să regreseze Aproape de, aproape de zero. Adică este aproape complet reversibil procesul acesta. Deci, Cu alte cuvinte, vreți să ziceți că orice persoană care acum fumează sau practică fumatul are șanse să se restabilească sănătatea exact. sau condițiile sale, știu, fiziologice și biologice, ale organilor care, de fapt, sunt afectate de în urma fumatului. Spuneți-vă, că mai plămânii suferă. Uh, nu, nu numai plămâni, foarte bună întrebare. Uh, aici am un... Un craniu. Un craniu. Și vedeți că craniul acesta are dinții foarte albi și foarte frumoși din cauza că craniul ăsta este al unui nefumător. <laughs> Bine, este un exemplu în miniatură, dar uh, primul lucru care suferă atunci când fumăm sunt chiar dinții, poarta de intrare. Uh, știți că țigările care se fumează au o chestie din asta de care este muștucul sau filtru. Și el ar trebui să blocheze substanțele astea care, care colorează dinții. Uh, să blocheze gudronul ăsta care se elimină urma procesului de ardere. Dar filtrul ăsta nu, nu poate supraiască toată substanța, toată cantitatea asta de gudron. Și o parte din substanța aceasta nimerește pe dinți începe treptat să subțieze smalțul și cu timpul se obțin carii, dar cred că cel mai important, că în ziua de astăzi caria se repară, dar nu se repară culoarea dinților, ea se întunică, smalțul se subțiază și practic zâmbetul își pierde tot farmecul. Un alt efect care îl putem obține este asupra limbii. Limba are papile gustativi care sunt responsabile de de depistarea gusturilor. Și atunci când un fumător ține țigara, fumul ăsta, nu doar din cauza că este fierbinte, că este cald, dar și substanțele pe care el le inhalează, nimeresc pe papiile gustative și le deformează sau nu că le deformează, dar le schimbă proprietățile din cauza că Terminațiunile nervoase care sunt responsabile de transmiterea impulsului de, de informații despre de gust, ele sunt distruse adică substanțele astea au un efect neurotoxic. Și atunci gustul alimentelor care sunt consumate este atenuat. De asemenea, respirația este afectată, pentru că și mirosurile le apreciem tot datorită sistemului nervos, fiind care este în cavitatea nazală. Și atunci când se inhalează uh, fumul de țigară, acesta distruge terminațiunile astea nervoase și aromele, parfumurile, mirosurile sunt mai atenuate. Un lucru bucuros sau îmbucurător este faptul că după renunțarea la fumat, în aproximativ două săptămâni sau chiar mai puțin timp, aceste terminațiuni nervoase, atât ce ține de miros cât și de gust, se restabilesc. Și asta este un, un fenomen excepțional. Organismul nostru a fost creat cu niște capacități regenerative atât de uimitoare, încât pur și simplu Chiar este uimitor cât de, cât de bine este construit organismul nostru. Dacă ar fi să mergem mai departe, aș lua aici o, o, un laringe și traheia. Deci laringile, în interiorul lui, are corzele vocale. Această substanță negricioasă, care se elimină în urma procesului de ardere, ca, ca o funigine sau ca o smoală, nu știu cum să-i explic, ea se depune și pe corzile vocale. La nivelul corzilor vocale este și un centru nervos de, de, responsabil de reflexul tusei. Și omul va avea senzația asta permanent că vrea să tușească, dar un alt efect este și vocea răgușită pe care o au fumătorii. Dacă mergem mai departe la tracheie, traheea în interior are epiteliu care este uh, columnar ciliat. Și acest epiteliu, el este ideal pentru căile respiratorii. Dar atunci când fumul ăsta care este atât de agresiv ajunge pe mucoasa epiteliului, el ca un ca un mecanism de protecție începe să se transforme. Se transformă în epiteliu pavimentos care este mai rezistent la aceste efecte nocive. Dar epiteliu pavimentos nu are ce căuta în căile respiratorii și atunci se produce fenomenul de metaplazie care înseamnă transformarea țesutului dintr-un fel de celul în altul și acesta este și un substrat foarte bun pentru cancer și atunci crește riscul de cancer. Spuneam că 90% din persoanele care au cancer pulmonar sunt fumători, dar ceea ce oamenii nu cunosc, poate, poate cineva poate să gândească că o mai avut lumea cancer. Se, se tratează, este operații, este chimio, radioterapie, se tratează lucrurile astea, nu sunt așa de strașnice. Ei bine, cancerul pulmonar are o durată de supraviețuire după 5 ani, de aproximativ 8 până la 16%, ceea ce este un număr foarte mic. Este un singur tip de cancer pulmonar care are o șansă de supraviețuire de 100% și asta doar dacă este diagnosticat în stadiu incipient, când are o dimensiune de aproximativ 3 cm, cam atâta. Dar, din cauza că cancerul pulmonar pe un fundal de plămân fumător nu va da care va simptome, din cauza aceasta, foarte târziu se diagnostichează. Tușești și un fumător care nu are cancer, are expectorație și un fumător care nu are cancer și simptomul principal care apare în cancer pulmonar la fumători este hemoptizia când omul tușește sânge. Și atunci deja este mult prea târziu pentru, pentru persoana care are cancer. De asta, odată ce capeți cancer pulmonar, este, șansa de vindecare este foarte mică, procesul de vindecare este foarte greu și chiar și dacă ai reușit să treci prin chirurgie, prin chimioterapii, prin radioterapii, nimeni nu-ți dă garanția că plămânii tăi vor rezista în următorii 5 ani. Da, ne impresionează. Este nevoie ca să asistăm la astfel de lecții și mai ales cei care fumează. Evident că sunt fumători activi. Dar ce vi spune despre cei care îi numesc fumători pasivi, cei care sunt alături de cei, de de oamenii care fumează. Este în egală măsură dăunător? Țin minte cumva citeam un articol unde se spunea despre faptul că fumătorii pasivi sunt mai afectați decât fumătorii activi. Cred că depinde și cine este acest fumător pasiv. De multe ori fumătorul pasiv este copilul, pentru că tatăl fumează, mama poate rar ori fumează, dar cel mai, um, în cel mai mare risc este copilul. Îmi amintesc o istorie, un caz real, o profesoară de-a noastră de la medicină ne spunea despre o colegă de ei, care de asemenea era medic, avea un copil care s-a născut sănătos, a crescut sănătos, dar de la vârsta de 3-4 ani a început să aibă probleme respiratorii. Um, a mers la medic și a fost diagnosticat cu asm bronșic. Asmul este o boală destul de grea, mai ales cei care o au, cunosc care sunt dezavantajele, chiar și efortul fizic este contraindicat pentru mulți. Este o, o maladie destul de grea, mai ales când ea apare de la o vârstă atât de fragedă. Este, este o tragedie pentru o familie. Și mama a observat că... Copilul are manifestările acestea asmatice doar atunci când este în prezența tatălui. Tatăl avea patima asta fumatului și din cauza că tatăl fuma, substanțele astea nocive aveau efect negativ asupra copilului, asupra copilului provoca ca arborii bronșic să se constricte. Și din cauza aceasta se forma un asm secundar, dobândit. Mama a încercat să-l influențeze pe tatăl, să renunțe la fumat, dar tatăl era prea legat de obiceiul ăsta al fumatului și singura metodă prin care ea a putut să-și protejeze copilul a fost să divorțeze și să trăiască aparte. Da, o metodă radicală, dar este o metodă radicală care a, a fost eficientă în cazul copilului, pentru că după ce s-au separat de tatăl și au început să trăiască aparte. Copilul a început să aibă tot mai puțini atacuri asmatice și probabil că în ziua de astăzi este un copil sănătos. Dacă vorbim și despre cancerul pulmonar, se spune că nefumătorii au o șansă, nefumătorii, dar care trăiesc în preajma fumătorilor, au o șansă cu 25% mai mare să capete cancer pulmonar decât cei care sunt nefumători și într-un mediu în care nu sunt în contact cu o persoană fumătoare. Prin urmare, cifra aceasta este destul de îngrijorătoare. Da. Nici aceasta nu ne bucură, chiar dacă sunt persoane care nu fumează, nu practică sau chiar care s-au lepădat, oricum sunt în risc dacă restul societății continuă să folosească fumul de țigară. Evident că prin lege cumva se mai reglementează unde se poate, unde nu, deci se delimitează, dar știți dumneavoastră cum este în societate. Cu toate acestea, Evident că fiecare dintre noi și aduce aminte de ocazii când a stat în preajma fumului de țigară și a influențat foarte mult. Cu toate acestea, emisiunea de astăzi a fost, cred eu, reușită datorită faptului că ați fost prezent și ne-ați vorbit despre multe consecințe și pericole pe care le creează fumatul sau nicotina. Vă mulțumim foarte mult, vă dorim succes în activitățile dumneavoastră. Și eu vă mulțumesc mult pentru invitație și pentru ocazia să vorbim oamenilor despre, despre daunele fumatului. Este de preț în societate doctori care prin exemplu propriu, demonstrează sănătatea și nu au acest viciu al fumatului. Cu siguranță că sunt multe provocări în societatea noastră și una dintre acestea este și fumatul. Chiar dacă dumneavoastră nu practicați fumatul, va trebui să aveți grijă de... și să vă protejați, însă mai mult de atât, va trebui să-i ajutați și pe cei care practică, cei care au acest viciu, să le demonstrați, să le explicați, să-i convingeți și va trebui să ține minte. Că puterea de convingere nu au doar cuvintele noastre, ci are și acela care a creat omul și nu l-a creat cu țigara. Vă spun la revedere până data viitoare!